palmător frumos, galben. Cam așa, lasă așa să vă arăt și bicicleta mea. Aici erau din asta de ochelari, suport, și mi-am pus bateriile și am legat cu brida asta. Vedeți ce inteligent sunt? Nu știu dacă vedeți voi. Și haideți să mergem încolo spre insulă. Am uitat să iau ăla de legat, dar de fapt cred că am unul mic aici, dacă or fi, dar asta nu cred că e la trotinetă. Vreau să intru până în, până în Altex la, la Cora, dar nu mai intru, că dacă n-am încuietoare n-am cum să las bicicleta și nici pe insulă nu mă pot duce. A, pe aici nu mai repară și mai fac și drumul ăsta spre auto să pași pe aici. Mamă, mamă, ce aici. Niciodată n-am înțeles zona asta a orașului de la, de la autogară. Foarte, foarte aiurea făcut. Uite, avem o rampă aici. Coborâm la vale. Bine, s-a încălzit afară. Mai ieșim și noi cu bicicleta, cu trotineta, cu... Pe aici n-au făcut din asta de biciclete piste. Mesaj de dincolo. Asta e că butonul e aici. Am primit un mesaj pe e-mail, ceva, cred că probabil comentarii de la YouTube de obicei sau ce se mai întâmplă legat de ce am eu. Legat de contul de YouTube. Băi, ce pe aici. Băi, ce pe aici. Băi, ce pe aici. Uite ce bicicletă mișto electrică. Uite ce viteză. Uite ce faină. Bicicleta electrică. E... La bicicletele astea electrice cel mai tare mă enervează că nu au autonomie de, nu știu, 50-60 km. Au 20. 30, 40 maxim. Dacă mai cași bagaj pe ea, vă dați seama. Uite și trotineta, maxim 20 ceva de kilometri. Avea să-mi pe aici. Să mă încurcăm traficul. Las, că numai mâine nu-i coi, mâine și vine mecanicul să vadă ce are la mașinuță, că vreau să, ar trebui să-mi apară și în perioada asta trebuie să-mi vină doi magneți din neodim, din așa de magnet fishing, că vreau să probez, am o funii, magnetul care mi l-a dat la funii mi-am imaginat că e mic, la 30 de lei, dar eu am avut nevoie de funii, adică dacă cumpăram funia separat, tot așa, dădeam 30 de lei sau 25 de lei, așa am preferat să-mi dea și un magnet. Am văzut că v-a plăcut tare mult cu magnet fishing și o să mai, o să mai mergem, să mai facem. Prin alte zone, prin alte chestii. Traversăm pe aici, pe la... Maforul. Ah, ia ce aglomerat e pe aici în față. Mamă, mamă, ce aglomerat. Trebuie avut grijă. Cea mai aglomerată zona e asta, e la Șerpănești aici. Cu mașinile, că asta e singura ieșire care singura ieșire care duce încolo spre partea asta la întâi orașului și cea mai tranzitată, de altfel cum e și aia spre Bălcescu și haideți până în capătul celălalt a podului și pe aia mă întorc tot pe aici, după aia o rompe la insulă, să vedeți cât e de aglomerat traficul. Bă, că acum o deschis văd că o deschis traficul, da? Uite, bă, astea nu le-o, nu le-o vopsim, sau să le schimbi, că sunt ruginite. Barele astea, vai din capul lor. Băi, vai din capul lor, bă.
m-am gândit, nu cred că găsești nimic. M-am urcat sigur. Acolo, pe la baraj. Și gata, băi, fraților, haideți până la mall să facem o tură până la mall, ne întoarcem înapoi. Asta e, să zicem așa, partea a doua a videoclipului. Mergem să mai surprindem și noi niște domnișoare frumoase pe aici, uite așa. Natura, uite, un vers. Bă, da, o face ăștia, s-o făcut. Deja are frunzele vers. Bă, frate, ce rapid. Și natura asta e rapidă. Înainte parcă era mai greu totul, era mai... Dar na, epoca vitezei. Și după aia mergem încolo pe drum, dar nu mai luăm pe aici, pe zonă. O luăm pe partea altă ca să ajungem la... Tot acolo, la autogară. Și... Să mergem spre insulă și după aia cam gata cu vlogul. Am stat de oleacă de vorbă cu Lăduț. Am stat acolo pe aici, prin spate, pe aici. Intră lumea, iese din autobuz și nu vreau să deranjez. Am stat la o cafeluță cu Vlăduț, mi-a dat el o cafeluță și îi dau eu înapoi mâine. Am uitat fraierul de mini cardul de Revolut acasă, mai aveam. Am fost la un... 20 de lei amărâs acolo. Nu ca aș fi acum miliardar. În devenire miliardar. Eu zic că s-o făcut verde pe aici, dar nu, o iau tot pe partea asta, cum o mai iau eu de obicei, și după aia mă întorc pe partea aia la altă, știi? L-am speriat pe omul cu autobuzul, dar eu am frâne bune la bicicletă. Și când femei sunt frâne, să nu te încrezi niciodată. Vă luăm pe partea asta, în atât pe unii pista. Să vedem și noi ce pistă au făcut ăștia încolo. Au făcut-o pe partea asta, în altă. Spre ca o plan de autogar, ceva de genul. Mergem până în zona mall-ului, ca aici se adună mai multe. Băi, încet, băi, băi, încet, băi. Faceți foc, nebunilor, încet. Încet că faceți foc. Nătărăilor. Ce ai lăsat stâlpul ăla în mijloc, băi? Mă uitam încolo și a trecut pe lângă ea. Și de altfel și zona asta e cea mai aglomerată zonă. Nu că n-ar fi și la mine zona de la orizont. Plângea copilașul ăla și s-a împiedecat, dar ce drăguț era! Ce drăgălaș era! Doamne! Băi, simpatici copii ăștia, dar... trebuie avut mare grijă cum se cheamă? La creștere, de crescut, e greu. Îi vedem noi așa, poate care n-avem copii drăguți, da? Mama lucrează la grădiniță și are 100 pe cap. Vă dați seama ce înseamnă 100 de copii? A fost odată la mama la muncă. Am plecat de acolo cu capul toacă. Prea le convine la gagici așa când le filmez. Mă doare la banană, pe domeniul public, așa că pot să fac ce vreau. Ce vreau. Uite, lumea la mine zice că vorbesc singur. Abia aștept să-mi vină o șmecherie pentru calculator. Nu vă spun ci. Cred că mâine, poi mâine apare, sigur. Cel mai mult mâine sau poi mâine apare, nu m-am uitat exact. Rapid. Abia am făcut azi comanda, mâine cred că apare. Dacă nu apare mâine, apare poi mâine, când sunt la muncă, dar nu e problemă.
N-am luat pentru calculator că când fac streamurile astea live, streaming live, vreau să vedeți ceva ca lumea. Dacă te-ai luat după legi, n-ai mai merge nici pe trotuar, n-ai mai... Să spart hidrantul, curge apă. O luăm încolo zi, din nou spre aerogara, spre autogară. Mă bucur că m-a sunat Vlăduț. Ce-i acolo ăsta? O luat foc. Wow, l-am făcut capota, bă. Vai de mine. Uite, necaz de asta, Doamne, ferește să ai. Să-ți ia foc capota și... de fapt, capota, mașina, în general, Doamne, ferește să... Să ia foc să s-aprindă. Pe ea, Dumnezeu. Așa, să mai stric o piesă la motor, să mai stric una alta. Ce mă, știi? Să vedem aici pe... Că se aude gălăgii la astea pe sparg aici astea. Eu vreau să iau pe aici la... La semafor, dar se aude gălăgii că sparg astea. Astea. Aici lângă utilaj. Poate încalcați bicicleta. Mamă, ce nebunie pe aici, voi, frate. Bacău bombardat. Au. Ei. Ei. Pace. Să luăm pe aici pe așa zisa pistă de biciclete. Să vedem aici acum. A, dar numai până aici ai? Să duci până încolo. Păi ce ai făcut, bă, nene, bă? Ai terminat pista de biciclete? Mai m-ai făcut să mai vin și până aici degeaba. Iraeți, voi să fiți din atunci. Căutați și motor, fain. Oho, Harley Davidson. Păi până să faci semaforul verde, ăla și-o lăsa mașina acolo, în intersecții. Treabă ca la român, bă, frate, au ce aglomerat aici. Ihii. Vedeți, dacă nu vreți să mergeți cu bicicleta și preferați mașini. Mamă, ce coadă e aici, bă, uite, tu bicicleta e mai bună, bă. Tu bicicleta e mai bună, uite. Mamă, ce coadă e aici. Ferească Sfântul. Ia uitați voi, fraților, ce e aici. Cât de aglomerate. Mamă. Nu că m-aș mira, că n-am mai văzut eu aglomerații. Să mai ai și probleme cu mașina, să stai la coada asta. Fai, dar-ți vine a plânge. Îți vine a plânge, să moară Franța, dacă te mint.
Asta întotdeauna au fost cea mai aglomerată zonă a orașului. Întotdeauna au fost cea mai aglomerată zonă a orașului. Bombă. Dar vedem, nu promit, vedem ce produs în vin, dacă e, dacă e bun. Că am dat ceva bănuț pe el, nu-i... După aia trebuie să-mi repar tigaia de mașină. E rar mama e fi de mașină, am investit o grămadă de bani, s-o spar radiatorul acum. S-o mai strica ceva la ea. Băi, e mai rău ca femeie, ca femeie în mașină. Măcar... Și eu respectiv, bă, ești acolo. Asta da, doamna e domnișoara, doamna, dar cred că e mai mult doamnă, nu domnișoară. Asta da, pentru mine, cred că e și mai în vârstă ca mine. Acum că se machiază, una la 80 de ani ți se pare că are 50 când se demachează. Hai să traversăm și partea la altă. Opa. GoPro-ul deja s-a încins. Asta e problema la GoPro-urile astea, că se încing foarte tare, mai ales când e cald afară. Se încing de lea zbenga. Dar să... cum se cheamă? În același timp sunt rezistente, că ele sunt făcute pentru a rezista interferiilor. Uitați-mi cum mi-am vedut ăsta șmecher. Oi, dar ce șmecher. Azi scump, e 100.000 de euro. Un BMW din ăla. Frumos au făcut pe aici stațiile astea de... Scuze? Ce fain au făcut stațiile astea. De la mall, sunt faine. Trebuie a mea. Așa frumos. Pe aici. Acum cărcotașul o să zic că merg pe trotuar. Dar nu vreau să mă duc pe stradă. Încurc traficul așa. Aici pe trotuar mai vedem și noi una alta. Noi nu. Ce să filmez mașinile când trec pe lângă mine?
Dar mulți nu prea au, nu prea știu, nu le iau cu... Nu prea le iau cu vlogurile, așa, ei sunt paralel cu vlogul. Am făcut o grămadă de nereguli, am mers cu toate pistele cu bicicleta, nu m-am mai dat jos de pe ea. Eh, când am chef să respect și o legea, o respect. Când am chef să ofentez, ofentez. Pentru că legile sunt făcute pentru a fi încălcate. Băi, nu? Nu, băi, fraților, spuneți acolo, scrieți în comentarii. Legile sunt pentru a fi încălcate, nu sunt pentru a fi în favoarea omului. Gata. M-am strecurat. Bine, că mi-a numit frică. Ia uitați ce... Aglomerat de aici, ce se claxonează, ce se... La bicicletă, băi, frate, pardon, scuze. Așa. Uite ce. Asta, zona asta a Șerbăneștiului, intrarea asta în oraș și cea mai aglomerată parte a orașului. Ar fi putut să facă ăștia un proiect, să mai fac un pod din ăsta prin altă zonă a orașului. Dar, na, trebuie bani, proiecte și așa mai departe. Ce bine e că n-am nevoie de mașină acum, momentan, și mă folosesc de bicicletă, am și trotineta, deci nu e problemă. Oricum, pe la anul vreau să încep un nou proiect, adică un nou proiect înseamnă să cumpăr o altă mașină. Tot la mâna a doua, dar mai nou. Știi cum s-ar spune, mașină nouă, în ghilimele mașină nouă. Vreau să-mi iau o mașină până în 10.000 de euro sau 50.000 de lei. Ce bine. Uite, omul stă acolo în bărcuță, la pescuit. Dar pot să mă omori când am stat la pescuit. M-aș duce să am o barcă de asta, m-aș duce cu magnetul. Planca, 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 planca. Dar bine că prin apele astea nu găsești nimic. Mai ales că aici s-a curățat. S-a curățat zona, s-a curățat apele. Cam greu. Posibil să mai găsești, dar trebuie să ai grijă să nu prinzi magnetul în pietroaie, în porțele de fier de acolo sau ce porți au ei. Bă, că e un pic de apă aici, așa. Să apropie un pic de hop. Bă, e un pic de apă. Uite, la pește. O fată și un băiat la pește. Păi de aici din capăt. Am vrut să vă arăt în ce hal arată podul ăsta la intrare în Bacău. Băi, fraților, băi, suntem în anul 2024, dar suntem dezastru, băi. Dezastru, nu așa. Nu poți să faci tu, mă, să vopsești sau să schimbi barele astea. Doar bani sunt, da. Uite, tot stuful l-a adus aici. Uite, stuful a lucrat aici. Mă întorc înapoi că nu mai avem dincolo ce să vedem, dar vreau să vă arăt aglomerația de la podul Șerbănești. Și cred că aici o să facem partea a doua, pentru că o să se lungească vlogul și după aia nu mai înțelegeți nimic din vlog.
Hai că ne întoarcem înapoi. Este apa aici? Este. De aici am dat cu magnetul, n-am găsit nimic prin zona asta. Bine că sunt și curat, că a fost curățat acum nu știu câți ani canalul. Și la noi nu sunt așa oamenii putrezi băgați să arunce ca la ăștia trotinetii. Mă sună Vlăduț. Da, Vlăduț? Salut! Salut! Uite-ți pe aici prin cartier, pe la tine. Chiar acum am trecut pe la tine. Tu ce faci? Ești cu bicicleta, da? Păi dacă vrei, vrei să ieși afară? Eu sunt cu bicicleta, dacă vrei ne vedem aici, la tine, în cartier. Unii ne vedem. Eu vin în parcul catedralic, eu acum sunt pipot pe la Șerbănești. În vreo 5 minute ajung, cu doresc cu bicicleta. Și ne vedem pe acolo, prin parcul catedrale. Pe acolo pe unde ai zis tu că e ăla, am uitat cum îi zice, de cafea, am uitat cum îi zice. Santa Cruz, așa, Santa Cruz, chiar m-am uitat. Chiar vreau să-ți trimit un mesaj, am zis, băi, dacă ai înveți și ai treabă, nu ți-am dat, că adineoare am trecut pe acolo, prin parcul catedrale. Aha. Da. Sau vrei să ne vedem la mine în cartier? Eu am fost la o cafea dimineață, știi? Ha? Stai o leacă, că-i gălăgie, n-am casca. Stai eu 2 secunde să plec de aici, că-i gălăgie. E gălăgie pe stradă, sunt auto, aici e cea mai, aici, cum îi zice, la autogară e aglomerat, cam telefonul pe bicicletă, știi? Dacă vrei ne vedem aici, la tine, mai stăm pe aici, dacă vrei să ieși afară. Eu sunt pe aici, pe la, acum vin, sunt la autogară și cobor la val. Și vin în parc, acolo, la Santa Cruz. Ne vedem. Tu ești cu bicicleta. Aha. Da, bine, hai. Te aștept acolo, la Santa Cruz. Da. Bine, bine. Pa, pa. M-a sunat prietenașul ăsta meu, Vlăduț. Vlad, Vlăduț. Nu-i Vlăduț, nu-i Vlad Vladimir Putin. Nu-i Vladimir Putin, băi, Vlăduț. Aș vrea eu. Aș vrea eu să fiu prieten cu Vladimir Putin. Dar nu se poate. Nu se poate, că nu prea suportă ruși. Cum se cheamă? Bă, vezi cum lucrează telepatia asta, băi, fraților. Cum lucrează telepatia asta? Mă gândeam la Vlăduț și uite, fac. Hai că la găsesc și pe aici repede. Am făcut și eu o schemă, schema din Berceni. Bă, dar numai domnișoare sexy pe aici. Îmi lăcrămează ochii când le văd, băi, fraților. Băi, să știți că îmi plac femeile, fraților, nu-mi plac bărbații. Dacă am prieteni băieți, că doresc băiat, asta nu înseamnă că îmi plac bărbați. Asta să fie clar. Scurt și la obiect. Eu nu sunt cu chestii din astea și nici nu-mi plac. Nici să n-aud în viața mea de așa ceva. Din păcate tot pe aici, dar trebuie să mă văd cu Vlad.
N-am mai închis camera. Mă văd un pic cu el. El îl cunosc prin intermediul lui Bogdanel, prietenul meu Bogdan. Am fost colegi în generală cu Bogdan. Așa și de azi trecerea. Atât să așteptăm până să faci roșu din nou. Din nou. Cedează trecerea și probabil cred că e obligatoriu la dreapta, da. A, nu văd seam, e numai cedează trecerea. Hai să o fac roșu. Auto BMW, bă, iuhu! Da, bă, că eu n-am 200 de cai puteri. Am două picioare puteri. Santa Cruz. O, ce BMW aici, am mișto, bă, fraților. Hai să mă. Ce mișto e. O grămadă de bani e BMW-ul. 200 de mii de euro, cred că pe puțin. 150-200 de mii. Așteptam să vină Vlăduț. M-am încălzit. Santa Cruz Coffee. Haideți că revin mai încolo pe filmare. Mă duc că-mi iau un cord din ala de o persoană. Aș sta odată cu cortul, n-am fost niciodată cu cortul, să stau undeva cu cortul. Dar vara, acum, acum e cald. Nu, că nu-i frig. Faci un grătăriel, una alta. Ar fi interesant. Da. Mai este. Sunt multe lucruri de făcut. Uite, acum mi s-o bulit și mașina, vreau să fac un challenge. De exemplu, când sunt în concediu, să fac 24 de ore în mașină. Sunt multe chestii de făcut pentru YouTube. Chiar dacă o mai făcut și alții, dar n-ați văzut pe canalul meu. N-ați văzut pe canalul meu. Ați văzut cu mâncare, cu una alta, am mai făcut eu pe acasă. Do you wanna travel? Uite, bă, că este loc pe aici, bă. A, dar e... Nu prea pot că-s cu bicicleta, firar să fii. A, scu, mă duc pe... Vreau să o iau pe aici, dar mă duc pe partea asta, înainte, nu mai mă chinui să escaladez gardurile alea, iurea cu bicicleta, că n-are rost. Hai să vedem alea, că aici la paraj, cred că o dat drumul la apă, sau de curgând. Ia uite cum mă scurge apa, ba, dar ce viteză are. Aici au fost o văcut. Ia uite, scurge apa. O dat drumul la port. E o leacă de apă. Asta e raiul pentru ăștia care pescuiesc. Raiul pescarilor. Acum să urcăm panta. Opa, așa, hai, upa. Gata.
Știi, bă, că ce ai, ce faci, bă? Scoți limba afară, ți sieti. Uite, văd o mașină în colo aia, să așa cu pescuitul, cu... O intra pe partea aia. Ce scrie interzis a covoarelor și spălatul autovehiculelor. Amendă. A, nu știu. Așa o cheamă pe domnișoara aia, amende. Știam de amanda, dar nu de amende. Glumesc, băi, frate. Iar o să mă roase la bâză că vorbesc prostii, dar nu vorbesc prostii, eu mai zic acolo o glumă. Uite, aici au mutat curcanul de aur. Restaurant curcanul de aur. Fialul 1, fialul 2, fialul 5. Zona Masaro. S-a speriat domnul, crezut că... O fi crezut că iau... Bă, negromanul ăla avea mașină. Poate mă aude și mă fugărește cu mașină. Aci, ăsta e adevărul, domnul. Nu zic eu. Dacă așa e el... Da, băi, frate, ați văzut ce rapid am fost? Bă, ce să stau să mai mă chinu? Ziceți și voi, ce să stau să mai mă chinu? Pac, pac, ja! Am traficul pe aici, pe strada. Strada strâmtă. Ia uitați cât e de frumos pe aici. Au înflorit prunile astea, nu prunile, cum se cheamă, curcudele astea. Au mai curățat și ăștia în sfârșit apa aia, se cobor până jos. Oricum nu umulă nimeni la biciclete. Cobor puțin până jos, am schimbat bateria la GoPro. Văd că apa chiar are un nivel înalt. A ajuns până aici. A păcat că o murdar și aici. Ouci pe aici, numai prostii. Aruncate ouci. De. Îmi place că e limpede apa și se vede cât de cât bine aici la margine, mai încolo e, cum se cheamă, tulburi. Da, mai încolo e tulburi pentru că păcat că nu se ține, apele curate și se aruncă mizerii și sticle și bidoane și tot felul de... Dar asta e. Haideți mergem încolo spre insulă, după aia mergem pe partea alantă și ieșim pe partea alantă pe la Kaufland. După aia gata cu vlogul că ajunge. Pe astăzi, de acum mâine vom vedea ce o mai face. Dacă o mai fi vreme frumoasă ca azi. Chiar a fost cald și bine afară, dar totuși pe bicicletă n-am mers în tricou că e curent și nici nu știi cum te ia curentul, vorba vii, așa se spune. Bă, văd ceva mișcare pe insulă, dar acum că nu mai lasă cu bicicletele,
Și nici n-am încuietoare, n-are rost. Am fost de atâtea ori pe insulă și n-are rost. Merg de fiecare dată pe insulă. Și da, băi, fraților, nu uitați să dați acolo un like, un subscribe, un comentariu la canal. Să cresc și eu. Să creștem în numărul de abonați. Să facem vloguri cât mai frumoase, cât mai relaxante. Mr. Policeman, do you wanna trouble? Cum ce motor fain, ce fain e motorul. Bă, aș, bine că acum nu am bani, dar în viitorul aș apropiat, aș lua și eu un motor, dar nu un motor din asta puternic, un scooter, ceva, să mă plimb așa relaxat, nu vreau ceva de viteză, eu pot să conduc. Am înțeles că, bine că nici motor din ăla de 1.25 nu vreau, că e prea sofisticat, e prea... Nu că nu știu să merg pe el, da? Eu am avut motor de 100 de centimetri, da? La ăla trebuia permis la... Atunci, în vremea aia, nu prea controla poliția. Aveam B-ul. Dar dacă conduci o altă categorie... De exemplu, vreau să mă plimb cu motocicleta și eu merg cu motocicleta și îmi trebuie AU. Chiar dacă am B-ul, îmi poate face dosar penal. Că, virgulă, conduc o altă... Ia uite, îți dai porumbei, unul alt și unul să pune acolo, uite, să beau apă. Da, mai aici un restaurant deschis pe insulă. Am să vin odată cu vorme să vedem despre ce-i vorba acolo. Ce iau acolo și ce prețuri sunt. Să mai încercăm și noi. Acum n-am mai filmat, am băut o cafea la... V-am spus eu pe filmare, mereu uit cum se cheamă acolo. Zona aia, mai ales că zona de centru. Nu am copilării pe acolo așa des. Da, o deschis acolo așa. Uite, o tăia lumea iarba. Stă lumea la iarbă. Mi-ar place să stau odată cu cortul, băi, fraților, da. Trebuie să văd. Da. Să fiu cu cineva. Bine că pot să stau și singur. Și dacă mai merg și eu cu bicicleta, va ieși amar. M-am încălzit, bă. Mulțumesc. Ok. Aici. Da. Aici fac ăștia un bloc. O vilă, ce fac? Auzi, bă, dar tu ce faci pe aici cu mașina asta, așa e, vai de capul ei, strada. Așa e, vai de capul ei, strada. O mai e trecut și ăla cu camionul pe aici, am mâncat. Auzi. Mamă, dar ce-o căuta, bă, fraților, pe aici, că asta nu e stradă de camioane din astea. Mai ales că o luăm pe aici, prin spate, pe la sala sporturilor. Narcis Alecușanu. A fost o sportivă, nu știu, din Bacău sau... Nu știu, nu cunosc istoria. Aici este și o piscină în spate. De acum, prin iunie, iulie, o să dea drumul la piscină. N-am fost niciodată.
la Maia, uite, baza sportivă Maia. Și au și piscina aici, cred, nu știu, parcă așa e. Bă, dacă nu v-am arătat tot, aproape tot Bacău. Bă, dar de ce ați spus astea? Proprietate privată. Erați voi să fiți. Ați trecat și aici. Uite ce-o făcut. Că i-am zis că e o prostie acum. Ați trecat strada asta și pe aici ați spart-o, bă, fraților. Dacă nu-i ca la nebuni aici. Am mai fost de mult pe aici, așa. Ia uite ce au pus chestii din astea, da, într-adevăr, cred că să nu treacă cu... Face gălăgii, cățăr. Uite aici e din astea de tenis. Teren de tenis. Haideți să o luăm pe aici, pe la stadion, pe unde se vedeau băieții, las că la anul muncesc, mă rup în coate, cum se zice, știi? Strâng un bănuț și vreau să... Uite, buburuță de asta, axiam. Mașinuță din asta mică, da? Sunt o grămadă de bani. Mașinuțele alea. O grămadă. Gagicii le dau de permis. Învață. Pe aici am făcut și eu școala de șoferi în 2008, când am dat de permis, veneam pe aici, dădeam cu spatele, făceam parcare laterală, parcare. Longitudinală, parcare pe verticală. Glumesc, bă, fratele. Cum să faceți parcare pe verticală, atât de bun? Întoarceți mașina cu roatele în sus? Bă, ce bine că s-a încălzit și frumos afară. Verdeață a înflorit, copaci au înverzit iarba. Frumos, păcat zona asta de la stadion, că e părăsită și nu mai face ceva cu stadionul ăsta. Da, asta e. Uite, pe aici erau cumva niște scări erau. Nu mă dor deloc picioarele. Acum m-am obișnuit, dar prima dată când am fost atunci cu bicicleta, când a plouat, faia, am făcut o febră musculară la picioare, cu toate că eu merg pe jos foarte rar când merg cu mașina. Nu cum zic mulți, bă, dar ai mașină, lasă, fraților, că mai e frumos să mergi și pe jos, nu numai cu mașina, tot timpul cu mașina. Mașina este duci la un drum lung, te duci undeva, ai o treabă urgentă, ai urcat, mai mergi și pe jos, mai mergi cu bicicleta, nu numai în mașină. De asta e și aglomerațiile astea în oraș. Putea mec pe aici. Mă duc și eu de acum, editez vlogul. Mi s-a uscat gura, am băut cafeluța aia. Cum am uitat eu cardul, băi, fraților, acasă? Luam o apă, un suc. Opa. Hai, s-a făcut verde. Nu
pistă de biciclete. Avem grijă la oameni aici, că poate aici să văd să duci, să ce e aici, numai plasticuri. Căldura, au ieșit domnișoarele, fetele la plimbare, oamenii, bătrânii, ca să nu spuneți că poate ziceți că am ceva cu... Da, ați văzut splendoarea acolo frumoase. Da? Ce să facem, bă, frate? Rămânem cu văzutul, cum se spune. Dar mulți exagerați, fraților, când vă arăt câte ceva, voi nu știu, aveți o obsesie, voi credeți că dacă eu filmez ceva pe stradă, gata, am obsesii la orice om, la orice bărbat, îi plac femeile. Asta e 100%. Nu să... Și ești normal să mă uit după femei, doar să mă uit după bărbați. Da, băi, fraților, haideți că lăsăm până la... Să filmez până la totul încolo. Te să-i dau lui Vlăduț 10 lei, de fapt 9 lei, dar îi dau 10 lei mâine, cu omul meu a dat o cafea. Mai pun el 4 lei și își iau o ofertă. Vine aici la Toto, tot la noi aici la Toto e baza, băi, frate. Uite ăla, ce-i dat la Mircios, ce face ăla? Ia suntem, e liber strada, e liber. Băi, fraților, cam atât cu vlogul pe astăzi, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, să dați un subscribe la canal și ne vom revedea la un nou vlog. M-am pupat, pa, pa!